63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privechiurilor nopții, căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă săbiei, vor fi prada șacalilor, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli căci va astupa gura mincinoșilor. După o viață tumultoasă, zbuciumată și neîmplinită, după o perioadă destul de îndelungată de căutări în toate sistemele filozofice și religioase ale vremii, Augustin își recunoștea în sfârșit capitularea și dorința arzătoare după Dumnezeu, la vârsta de 33 de ani. Mai târziu, într-una din cărțile care va intra în compania selectă a marilor capodopere ale umanității, intitulată Confesiones sau Confesiuni, care dă tonul, de fapt, la un nou tip de literatură în spiritualitate, iată, ce spune? Citez. Mare ești, Doamne, și cu adevărat vrednic de laudă. Mare este puterea ta, iar înțelepciunea ta nu poate fi măsurată. Și totuși, un om, o neînsemnată frântură din zidirea ta. Vrea să te slăvească. Un om purtând asupra sa datul morții, purtând mărturia că tu te împotrivești celor trufași. Și totuși, un om, o neînsemnată frântură din zidirea ta, vrea să te slăvească. Tu l-ai îndemnat să-și afle bucuria, lăudându-te pe tine, căci pentru tine ne izidit, iar inima noastră este neliniștită până să-și afle odihna în tine. Tocmai ați ascultat cuvintele inaugurale care ne inițiază către spiritul mărturisirilor și ne indică sursa vindecării care pune capăt rătăcirilor intelectului și sfâșierii inimii. Atât viața Sfântului Augustin, cât și viața reală ne arată cât de greu, cât de anevoioasă este această cale către sufletul nostru. Preferăm de multe ori să ne ruinăm viața, să ne punem în pericol sănătatea, să periclităm relații de o viață mai degrabă decât să recunoaștem nevoia care zace în sufletul nostru. De atâtea ori încercăm să ne păcălim setea sufletului cu tot felul de lucruri, pentru a realiza că suntem mai neîmpliniți și mai însetați decât am fost oricând, și pentru că cele mai puternice senzații, amintiri, sunt de ordin senzorial, nu o să uit cât trăiesc experiența pe care am avut-o anul trecut în Israel. Era o zi de marți, o zi călduroasă, poate cea mai călduroasă zi din acea săptămână, și vizitam împreună parcul enghedi, unde se pare că David s-a ascuns de Saul într-o peșteră. Nu o să uit cât de repede am conștientizat că ni s-au epuizat rezervele de apă și instantaneu ne-am reamintit că la intrare în parc exista apă rece, proaspătă, umbră și cu toții, într-un suflet, tânjam, ne gândeam la acel moment în care ne vom stâmpăra setea. Nu o să uit cât de intensă și cât de reală era această nevoie de a ne hidrata. Iată un alt psalm care vorbește despre aceea senzație. Cum dorește un cerp izvoarele de apă? Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu mărturisește unul din fiii lui Core. Pare ceva firesc pentru autorii acestor psalmi să treacă cu atâta ușurință de la o nevoie fizică, biologică, către una spirituală. Pe de o parte, nu se sfiesc să le afirme pe amândouă. Pe de altă parte, folosesc proximitatea nevoilor de ordin biologic, pentru a supune interogației nevoia cealaltă a sufletului. La fel se întâmplă și în Psalmul 63, un psalm al lui David, făcut când era în pustia lui Iuda. Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine, într-un pământ uscat, sterp și fără apă. Prin invocarea directă, nemijlocită a celui de sus, primul cuvânt cu care începe se deschide psalmul Dumnezeule, invocarea lui Dumnezeu, prin adresarea repetată, insistentă, tu ești pe tine te caut, după tine, după tine. De vreo cinci ori este accentuată această insistență. Și prin intensificarea nevoii noastre după Dumnezeu, observați, pe tine te caut, îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul. În felul acesta se instalează. O senzație foarte, foarte insistentă. Cuvântul cel mai important și poate cel mai greu de digerat în acest context, vă dați seama deja, este cuvântul tânjire. Avem în față un cuvânt cu o constelație interesantă și complexă de sensuri. Îngăduiți-mi să reamintesc câteva dintre ele. Întristare, suferință morală foarte mare slăbiciune fizică, lâncezire, stagnare, atânji înseamnă a jindui, a-ți dori mult, a te consuma, a te topi după ceva, a fi chinuit de ceva, a nu mai putea, a te prăpădi de dor după cineva sau după ceva. Haideți să fim serioși. Așa arată dorința noastră după Dumnezeu. Ceea ce mi se pare mie de-a dreptul șocant în aceste cuvinte este că o nevoie a sufletului poate fi resimțită atât de acut ca o reacție fizică, biologică. Cu alte cuvinte, această nevoie nu mai poate fi ignorată, trecută cu vederea. Întreaga ta ființă. Ajunge la concluzia că nu se mai poate așa. Noi obișnuim să spunem că omul este un trup căruia i s-a dat un suflet. Dar poate că lucrurile stau exact pe dos. Poate că omul este un suflet căruia i s-a dat un trup, cum spunea cineva. Nu ne spunea Mântuitorul că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ieșirea din zona de confort declanșează întotdeauna mecanismul tânjirii. Iar situațiile extreme te ajută să vezi cel mai bine care sunt lucrurile ce contează cu adevărat. După cum am văzut deja din incursiunea prin cele șapte păcate capitale, bunăstarea îți poate fura. Anestezia chiar ucide foamea după Dumnezeu. Consumul excesiv de imagine epuizează și conduce la lâncezeală. Inerția, faptul că te afli tot timpul pe pilot automat, poate fi debilitantă. Iar pofta noastră de viață, de multe ori, e trădată, înlocuită de indiferență și apatie spirituală. Poate oare pandemia să ne vindece de apatia noastră spirituală? Ar fi o întrebare interesantă la care merită să reflectăm. Mă gândesc la durerea inimaginabilă a celor care și-au pierdut unul dintre părinți și n-au putut să participe la înmormântare, la nevoi emoționale neîmplinite de atât amar de vreme, la șocul pierderii locului de muncă, mai ales dacă ai și rate, credite în perioada aceasta, la faptul că trebuie să trimiți în șomaj atâția angajați, la necunoscutul care ne așteaptă în perioada de readaptare după izolare, și lista ar putea continua. Un diagnostic neașteptat, toate lucrurile astea trimit la o realitate mult mai adâncă. Înfricoșătoare, unde nu ai răspunsuri, certitudini, soluții imediate. Unde poți să recunoaște că ai nevoie. Ce ne învață până la urmă experiența chinuitoare a tânjirii este întrebarea la care vreau să răspund în această dimineață. În primul rând, prima lecție pe care cred că o putem învăța din acest psalm este următoarea. Dumnezeu nu poate fi mulțumit cu o relație superficială, dar, hei, nici tu nu vei fi mulțumit. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu tânjește după tine? Poate acesta e gândul neașteptat care răzbate din rândurile acestui psalm. Nevoile profunde au întotdeauna nevoie de timp pentru a veni la suprafață și pentru a-și găsi împlinirea. De unde știm noi de calitatea anumitor năzuințe, fie că e vorba de iubire, de dreptate? Problema, cel puțin din punctul nostru de vedere, nu e așa, este că Dumnezeu de cele mai multe ori lucrează cu noi la foc moale, și nu într-un cuptor cu microunde. Observați cum ne-am denaturat așteptând ca Dumnezeu să intervină de cele mai multe ori instant, atunci când îi ceri. Și nu mai știm ce înseamnă așteptare, răgaz, liniștire în a primi răspunsul lui Dumnezeu. Tânjirea îți poate da viața peste cap sau ți-o poate împrospăta îți poate înnebuni sau îți poate reda sensul și dreapta judecată. Te poate sminti, deregla sau recalibra. Îți poate îmbolnăvi inima sau ți-o poate vindeca. În Proverbe 13 cu 12 avem o maximă fascinantă. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Tot acest complex de emoții și stări pe care încercăm să le evităm, teamă, nesiguranță, neliniște, îngrijorare, nu face decât să trezească cele mai importante nevoi cu care am fost proiectați. Este un articol foarte interesant, apărut uh, nu de mult de către domnul profesor Miclea, intitulat Boilere sau avioane. Observația de la care pleacă este că asistăm la ascensiunea unei noi religii, religia siguranței. Oamenii sunt obsedați de control, uh, își doresc cu orice preț să trăiască în siguranță și convingerea și-a mea este că românii au stat cu mintea acasă nu atât de mult de frica amenzilor cât de această teamă de a nu se îmbolnăvi. Ei, această preocupare excesivă ne face să ne repliem, să confundăm pericolul cu realitatea, să devenim preocupați în mod excesiv, lucru care ne întunecă priveliștea vieții. Și în cele din urmă duce la încetineală și blocaj în ce privește învățarea și inovarea. Citez, uitați ce spune în finalul articolului: Oamenii și societățile sunt la fel. Unii vor să fie ca boilerele, să fie în siguranță, chiar dacă fierb în interior. Alții preferă să fie ca avioanele, să poată zbura, chiar dacă riscurile sunt mari. Ne așteaptă o alegere. Ce vrem să fim? Boilere sau avioane? Chiar ce vrei să devii? Ce vrei să fii? Experiențele neplăcute, inconfortabile, sunt cele mai bune ocazii pentru a afla cine suntem noi și cine este Dumnezeu. Pentru a ne cunoaște mai bine pe noi înșine și pentru a-l cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Oare îmi doresc ceva mai mult după această perioadă să fi trezit ceva în mine, această autoizolare? Fără să vreau, mi-am adus aminte de câteva versuri din celebrul Psalm 119. Trei versete vreau să amintesc doar. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Deschid gura și oftez, căci sunt lacom după poruncile tale. Mă bucur de cuvântul tău, ca cel ce găsește o mare pradă. Mi se topește sufletul de dor? Oftez, căci sunt lacom după cuvântul tău. Mă bucur ca cel ce găsește o mare pradă. Sincer, când ai experimentat ultima dată astfel de senzații? În felul acesta suntem pregătiți pentru următoarea lecție a tânjirii, și anume că secretul vieții este onestitatea. Poate că cei mai mulți v-ați așteptat să evidențiez viața duhovnicească, spirituală. Însă nu pot să nu-mi aduc aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel în epistole pastorale, mai exact în 1 Timotei capitolul 4, cu versetul 8, unde scoate în evidență un aspect nebănuit. Evlavia, spre deosebire de deprinderea trupească, este folositoare în toate privințele, fiindcă poartă cu sine nu numai făgăduința vieții de acum, ci și acelei viitoare. Nu știu dacă noi avem această optică, această perspectivă, această deschidere spre viață. Ce vrea să spună, de fapt, autorul acestui psalm și autorul uh, din 1 Timotei, este că viața uh, pe care onestitatea o conferă este viața reală, adevărată. Viața spirituală, Evlavia, nu înseamnă să trăiești o viață fragmentară, duplicitară, ca evadare din realitate, ci înseamnă să te cufunzi în realitate. Ea este acea viață de care avem atâta nevoie, care e trăită în trup și în suflet, cu bune și cu rele, cu plusuri și cu minusuri. Viața trebuie acceptată, trebuie trăită, trebuie să umblăm în ea, în cotidian în absolut fiecare clipă pe care Dumnezeu ne-o hărăzește pe acest pământ. Pentru mine, efectul cel mai acut, cel mai pronunțat al reîntâlnirii cu Psalmul 63 l-a avut în ecoul primelor versete. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Însă, următoarea parte, la forma interrogativă, a trezit ceva în mine. Îmi însetează sufletul după tine? Îmi tânjește trupul după tine? Așa te privesc eu în locașul cel sfânt ca să-ți văd puterea și slava? Și m-am gândit în felul următor. E adevărat, îl caut pe Dumnezeu, dar oare îmi însetează sufletul îmi tânjește trupul după Dumnezeu? Observați, cel mai mare beneficiu al citirii psalmilor este tocmai această capacitate de identificare și oglindire cu aceste stări. Să stai de vorbă cu tine, să te împrietenești din nou cu sinele tău. Iată un mare beneficiu al acestei perioade ciudate pe care o traversăm împreună să înveți să-ți accepti cu demnitate sentimentele incomode, îndoielile nefirești, emoțiile negative, întrebările neliniștitoare și tot ceea ce te frământă sau iese la iveală în această sincopă de viață. Mi-am identificat în urmă cu mai mulți ani un tipar comportamental care mi-a dat seama că este dăunător. Aveam tendința de a-mi reprima, de a fugi, de a uh, mă dispensa de emoțiile și trăirile dureroase sau negative. Însă, mi-am dat seama abia mai târziu că lucrul acesta îl faci întotdeauna cu pierderea nu doar a sentimentelor negative, ci a faptului că devii incapabil să mai experimentezi înviorarea, în prospătarea și bucuria care vin de la Dumnezeu. Ceea ce mă uimește la toți acești psalmi pe care i-am parcurs în aceste săptămâni este această onestitate debordantă în ce privește gândurile, frământările, trăirile acestor autori. Încearcă să-ți imaginezi că ai compus un cântec în care dai glas ispitei de a-i invidia pe alții și de a pune la îndoială bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Oare cine ar cânta împreună cu tine această cântare, acest cântec? Observați cât de greu ne este când ne identificăm, când ne relaționăm în felul acesta la mesajul psalmului. Sau dacă ne gândim la psalmul 139 sau alt psalm în care se vorbește despre ură, despre răzbunare, despre sentimentul acela acut de dreptate în care vrei ca Dumnezeu să intervină într-o problemă care te frământă. Ce facem cu toate aceste lucruri? Uneori este de-a dreptul dezarmant să citești astfel de psalmi și să îți oglindești trăirea, viața și experiențele interioare pe care le parcurgi poate în momentul respectiv. Ce altă explicație aveți voi pentru convingerile de nezdruncinat cu care au ajuns la liman autorii acestor psalmi. Singura explicație pentru claritatea afirmațiilor și declarațiilor despre Dumnezeu este această onestitate, este această frământare agonizantă și recunoaștere a trăirilor lor interioare. Situațiile incomode ne pot conduce către o experiență personală autentică și transformatoare cu Dumnezeu. Este mesajul răspicat al psalmilor. Apropo, ce eco au pentru tine încredințările teologice pe care David le enunță, le exprimă în psalmul 63? Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine. Dreapta ta mă sprijinește. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Toate cele trei afirmații și declarații răsunătoare ale lui David, observați, nu sunt afirmații teologice, abstracte, ci sunt afirmații care își găsesc în viața lui personală un sens, un rost și o semnificație. Nu știu cum se traduce pentru tine cuvântul Hesed, cuvântul care apare în Psalm prin bunătate, fiindcă bunătatea ta. Știm că acest cuvânt la evrei are o încrângătură mult mai complexă, mult mai amplă, îmbinând elementul de îndurare, cu cel de bunătate și cel de loialitate sau devotament. Înseamnă toate acestea la un loc. Vorbește despre compasiunea lui Dumnezeu față de situația prin care treci, de generozitatea pe care ți-o arată, bunătatea cu care te înconjoară și de acest devotament, de această loialitate. Un Dumnezeu care nu încetează să fie bun, să ne îngrijească și să ne surprindă. În cele din urmă, nu-i așa? Doar experiențele extreme ne conving de dragostea nebună a lui Dumnezeu și de înc încăpățânarea arătată față de noi. Nu știu dacă David o are în gând și pe stră-străbunica lui atunci când vorbește astfel despre bunătatea care întrece, care prețuiește mai mult decât viața. Dar o vedem pe Naomi în cartea Ruth, dacă ne aducem aminte, cea plăcută, care se revoltă împotriva identității care emană din acest nume. Și le spune prietenilor uh, din cetate, nu mai îmi spuneți, Naomi, cea plăcută, spuneți-mi, Mara Amărăciune, că cel tot puternic s-a rostit împotriva mea când am plecat de aici, eram în belșug și acum m-am întors cu mâinile goale. Mâinile goale reprezintă un light motiv în această carte. La un moment dat, Boaz îi spune lui Rut să nu te întorci cu mâinile goale, undeva spre sfârșitul cărții. Pentru că în final, când se naște acel copil pe nume Obed, să-l țină în brațe după ce și-a pierdut soțul, cei doi fii, după ce nu mai avea nici o speranță în Israel, că va avea un nume care să ducă mai departe identitatea, numele, clanul, familia, speranța întregii familii. Observați, dacă ar fi rămas blocată în pierderile ei, în amărăciunea ei, în gândurile negre care îi dădeau târcoale, n-ar mai fi putut aprecia bunătatea celui de sus. Să realizez că până și durerea, starea mizerabilă în care zaci, poate avea ecouri mesianice și o logică, un rost pe lume, nu-i puțin lucru. Nu numai că din acest copil urmează să se nască Marele Împărat David, dar prin el, prin linia Davidică, ne auzim de Mesia, de Mântuitorul Lumii te înfior când te gândești la momente de blocaj în viață în care îți gânduri negre care îți năpădesc inima la greșelile pe care le poți face și la faptul că până și cele mai neînțelese aspecte din viață pot avea un rost și o logică. O astfel de persoană poate să aprecieze, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Oare cât de onest sunt eu cu trăirile mele? Pare să fie cea de-a doua lecție importantă din acest text, din acest psalm extraordinar. Și cea de-a treia lecție pe care o regăsim este una la fel de frumoasă și încurajatoare. Orice suflet care tânjește va fi stâmpărat. Această asociere mi se pare de-a dreptul formidabilă între chinul tânjirii și săturarea sau îndestularea de care vorbește din senin în versetul 5. Mi se satură sufletul dintr-o dată, pare să spună David, despre ce vorbește, despre ce experiență, care-i mesajul pe care vrea să-l transmită Îți poți păcăli, fenta tânjirea sau poți stâmpăra? Nu vi se pare interesant că ultima carte din Biblie vine în întâmpinarea acestei nevoi? După ce în Evanghelia după Ioan, autorul ne spune, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, rea acest gând în Apocalipsa celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Dacă, însetează celui ce este sete. Observați această ipostaziere, această așezare ipotetică, condițională, te invită, te provoacă, te interoghează. Adevărul e că ne putem ignora, fenta, ameții, reprima anestezia și satisface compulsiv dorințele sau le putem asculta, curta și accepta ca fiind sădite în noi de către cineva. Una din piesele binecunoscute ale celor de la YouTube este I Still Haven't Found what i'm looking for încă n-am găsit ceea ce caut de fapt deși o piesă care vorbește răspicat despre cruce, despre împărăția viitoare în care autorul crede au fost unii creștini care s-au grăbit să spună, vezi, încă nu l-a găsit pe Hristos, încă nu l-a găsit pe Dumnezeu. Dar ce te faci cu un David ce te faci cu alți oameni, Marei lui Dumnezeu, care au experimentat în umblarea lor cu Dumnezeu de mai multe ori acest sentiment agonizant al tânjirii. Nu să uit cât de frumoasă e imaginea pe care C.S. lui o relatează în cartea autobiografică Surprins de bucurie și el vorbește despre săgetările bucuriei care apar încă din copilărie anumite imagini care ne învăluie experiența copilăriei, care trezește ceva mai mult, care ridică sufletul, care creează acele aspirații, năzuințe în noi care ne poartă în viață, care ne însoțesc căutările, întrebările, frământările noastre. Și până la urmă toată viața aceasta este o călătorie. Vă întreb, imaginea, metafora legată de arvună, de acel avans, până și plinătățile despre care vorbește scriptura, cartea, faptele apostolilor, în nenumărate uh, ocazii despre ucenicii Domnului. Oare nu reprezintă doar o mică parte din ceea ce vom trăi, din ceea ce vom experimenta și care își găsește, poate, finalitatea sau înțelegerea, tâlcul în ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, la final, că abia când vom cunoaște, Față în față, când voi fi cunoscut 100% cu adevărat și când voi cunoaște cu adevărat, voi trăi acea potolire, acea stâmpărare în suflet a dorinței noastre după Dumnezeu. Poate oare pandemia să ne vindece de apatia noastră spirituală? Iată câteva practici care ne pot hrăni sau cultiva experiența tânjirii. În primul rând, postul. Mi-am adus aminte zilele acestea de un gând care mi-a revenit în suflet și mi-a produs o reală emoție în această promisiune pe care Dumnezeu o face în versetul 11 din capitolul 58 din Isaia. Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Când ții ziua de post, de multe ori te simți extenuat, epuizat, iritat și pe bună dreptate te întrebi uneori ce are. Însă experiența aceasta de abstinență fizică stârnește în suflet ceva, o căutare mai profundă pe care ne -o dorim. O altă practică interesantă este solitudinea. Este această liniștire, cum zicem Psalmul 46 cu 10, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. Exact asta s-a întâmplat cu noi în perioada aceasta. A trebuit să ne oprim. Și asemenea, unei ape tulburi, care are nevoie de timp până particulele se așează și apa se limpezește, cam la fel arată și sufletul nostru. Perioada de tihnă, de liniștire, în care învățăm să ne împrietenim cu noi, creează contextul ascultării, auzirii, înțelegerii trăirilor personale. O a treia disciplină este disciplina onestității. Promisiunea din Ioan, capitolul 8, cu 32, este fascinantă. Veți cunoaște adevărul și observați promisiunea care are de a face cu o continuitate în viitor și adevărul vă va face sloboz. Un cuvânt preferat în ce mă privește pentru adevăr este cuvântul realitate și m-a ajutat să recuperez. Și să gust profunzimile acestui cuvânt, a adevărului, care îmi împrospătează viața, care mă învață să trăiesc cu adevărat în realitatea aceasta și mai mult în realitatea pe care Dumnezeu o dorește. Și în al patrulea rând este vorba de disciplina răbdării. În Luca 21 cu 19, Mântuitorul spune, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Câtă nerăbdare, cât neastâmpăr există de multe ori la noi. Avem nevoie să reînvățăm această așteptare în răbdarea ajutorului lui Dumnezeu. Până la urmă, experiența neostoită a tânjirii ne pune în față o provocare serioasă. Cât de mult îl dorim pe Dumnezeu cât de superficial vom fi, dacă vom avea sau nu rădăcini în această viață și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, parcă spune Mântuitorul. Oare vremurile pe care le traversăm ne fac să ne mântuim sau să ne pierdem sufletele? Experiența mistuitoare a tânjirii ne lasă cu un adevăr, o condiție și o promisiune. Adevărul este acesta. Dumnezeu nu va fi mulțumit cu o relație superficială cu tine. Tu crezi că vei fi. Condiția, secretul vieții este onestitatea. Iar promisiunea, oricine tânjește, va fi stâmpărat. Te-ai gândit vreodată că ești un suflet și că Dumnezeu tânjește după tine? Să fie ceva cu tânjirea asta sau crezi că e gargara? Îngăduiți-mi să vă aduc în atenție Spre final, un alt psalm care m-a preocupat în această perioadă și aș vrea să vedeți această conexiune profundă, cumva soluția, răspunsul care apare și în psalmul 63. Este vorba de psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Din potrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în viac. Face parte acest psalm din cântările treptelor, care se pare că erau folosite în iudaism la momentele ceremoniale la sărbătorile majore din iudaism, în care această călătorie era transformată într-o experiență spirituală în momentele de repaus, în care se pregăteau și anticipau căutarea și întâlnirea cu Dumnezeu de la templu. Pe de altă parte, această serie de psalmi vorbește despre experiența izbăvitoare a lui Dumnezeu în istoria acestui popor. De la începuturi, din exod și până la experiența trăită în exilul babilonian. Ce putere de împachetare a unor experiențe de-a lungul viacurilor? Ce invitație la liniște, la potolire, la împăcare? Ce părere ai despre această așezare sufletească pe care ne ombi autorul? o descoperire neașteptată pe care am făcut-o legat de Psalmul 63 prin Crisostom sau Sfântul Ioan Gură de Aur este ceea ce spune el citându-i pe părinții bisericii cu privire la valoarea și importanța Psalmului 63. Citez. Părinții bisericii au rânduit ca acest psalm să fie rostit în fiecare dimineață, ca pe un cântec spiritual și medicament care să șteargă, să vindece păcatele, să aprindă în noi dorința după Dumnezeu, să ne trezească sufletele și să le înflăcăreze cu focul sacru al devoțiunii, să ne facă să sporim. În bunătate și iubire, și să ne trimită în această primenire ca să ne apropiem și să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Oare înțelegem noi valoarea și frumusețea acestei experiențe? Care este dorința ta cea mai intensă? dacă pot să te întreb. Sfârșa la tânjirii. De aceea s-ar prea putea să preferăm cu orice preț să evităm agonia ei. Însă fără agonia ei nu se poate ajunge la stâmpărarea ei și bucuria ei. Poate că-i un moment bun să ne căim de superficialitate și să ne dorim mai mult. Poate că a venit momentul să fim onești și poate că a sosit vremea în destulării. Tată drag, îți mulțumim pentru intensitatea pentru neastâmpărul și pentru experiența interesantă și bulversantă în care ne aruncă Psalmul 63. Dacă lucrul acesta ne trezește sufletul la viață, dacă ne învață să trăim mai intens, mai aproape de tine, înseamnă că și-a atins menirea. Mă rog, Doamne, pentru mine și pentru toți cei care ne ascultă, ca nu doar această perioadă, nu doar această lectură, ci această realitate să ne preocupe, să o putem accepta cu demnitate. Și cel mai mult ne dorim, ca în viața noastră să stârnești acea căutare, acea ardere, pe care doar tu o poți stâmpăra și o poți împlini. Te rugăm frumos să ne asculți în numele drag al Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. Pe via Lui și în via Lui.